Golgheterul Giurgiuvean și-a pierdut cumpături la ultimul meci cu Pandurii, câștigat de Astra cu 2-0. Budescu nu a marcat și a fost schimbat în minutul 60 cu Marian Cristescu, moment în care a început haosul pe teren. Taxat de fani pentru prestația slabă, Budescu a început să le răspundă violent, i-a înjurat și a aplaudat galeria Pandurilor. Patronul Ioan Niculae a taxat gestul lui Budescu și anunță excluderea acestuia din lot. În primul rând o amendă, vom stabili o amendă pentru el, iar următoarea trei Budescu nu va mai fi în lotul 18 jucători al lui Astra. După ce a jurat spectatorii de la Giurgiu, s-a dus în fața spectatorilor de la echipa adversă, echipa oaspete și a aplaudat. Pe stadion s-a aflat selecționerul echipei naționale, Victor Pițurcă, în fața căruia patronul Ioan Niculae și-a cerut scuze că l-a contrat atunci când a ales să nu-l convoace pe Budescu la prima reprezentativă. La meci a fost și selecționerul. Mi-am cerut scuze pentru că l-am contrat la televizor când nu-l convoca. A avut dreptate. Nu pot să iei la națională un jucător care nu aleargă și nu vrea să joace, a mai adăugat Niculae. Fanii au motive să fie supărați pe golgheterul lor. În 2014 nu a marcat niciun gol. Ultima oară când Budescu înscria se întâmpla în decembrie 2013, în eșecul din meciul cu Steaua.